dragilor! Astăzi vă prezint o altă rețetă de cozonaj. De data aceasta am gândit o rețetă foarte rapidă de aluat. Modelul am ales eu unul la nimereală ca să-i gătesc repede, dar această rețetă are o chichiță care îi face să fie foarte, foarte pufoși. Haideți să rup unul să vă conving, să vedeți cum se prezintă aluatul în interior, cât de pufos este. Urmăriți rețeta să vă convingeți cât de rapid puteți să gătiți acești cozonaci fără să stați să dormiți în bucătărie. Vom pregăti un aluat rapid de cozonaci în momentul în care nu avem timp să stăm, să-i bibilim, să ne jucăm cu aluatul. Astăzi m-am gândit la o rețetă pentru toată lumea. Deci, pregătim aiaua din 500 ml de lapte. Venim cu un praf de drojdie, deci 6 grame de drojdie uscate, echivalentul la 25 de grame de drojdie proaspătă. 2 linguri de zahăr. Ne trebuie să trezim drojdia. Și 2 linguri de făină. Mai iau, o lăsăm un sfert de oră, 15 minute, mai exact așa. Apoi trecem la pașii următori. Și acum trecem la pașii următori. Venim cu 4 ouă, coaja de la o portocală, sucul de la o portocală. Îmi cer scuze de sunete de la bucătărie, că de acolo ne gătește nouă prânzul cu toate cozonaci. Cum v-am zis, gătim niște cozonaci rapizi, vă rog să aveți răbdare să urmăriți rețeta, că am să precizez anumiți pași importanți, care apoi dumneavoastră mă întrebați în comentarii, nu vă uitați atent la ele și îmi puneți aceleași întrebări la care eu deja am răspuns. Deci, venim cu sucul de la o portocală. Dumnezeu stau, tot mi-a căzut. Zahăr. Adăugăm doar 60 de grame acum. O să fie restul mai târziu. La recomandarea unei abonate, pentru care îi mulțumesc, venim cu un pic de sare. Și acum venim cu făina. Făina vom folosi maxim un kilogram, dar nu adăugăm toată făina inițial, cum v-am și obișnuit deja. Cozonacii ăștia i-am gândit special pentru cei ocupați care nu au timp să stea foarte mult în bucătărie, nu au timp să stea să se joace cu cozonacii clasici și am gândit o rețetă rapidă de cozonac care va fi la fel de bună ca ceilalți. Dregem aluatul cu două mâini de ulei. Apoi îl acoperim și lăsăm să crească. Cât timp noi ne gătim prânzul, aluatul va crește. Ați observat, zahăr mult nu i-am pus, zahărul vine mai târziu, untul vine mai târziu, o să vedeți. Vă rog frumos doar să aveți răbdare. Cât am luat masa, cozonacul meu a crescut, aluatul. Haideți să trecem acum să-l lucrăm. Vă rog frumos să aveți răbdare, că o să vină și momentul cu zahărul și cu untul și cu toate alea. Dar cum v-am menționat de la început, facem un cozonac rapid. Deci n-am așteptat foarte mult, cred că într-o oră a crescut, că n-am stat noi mai mult la masă de o oră. Așa, îl porționăm. Aici la modelare, iarăși alegeți dumneavoastră modelul care vă place. Eu vă dau un exemplu, așa, am vrut să vă arăt de fapt cum putem face un aluat rapid. Și nu pot să vă arăt doar aluatul, vă arăt ce fac din el. Ven și cu un model. Aluatul când este mai puțin dulce și nu are grăsimi, el atunci crește foarte rapid. Nu necesită timp mult de așteptare. Îl răsucesc așa. Și îi punem la crescut. Haideți să mai modelez unul. Ca să fiu mai... să fie mai clar ce fac. Eu aluatul l-am făcut un pic mai tare față de cum lucrez eu cu aluatul de cozonac, ca să pot modela. Așa l-am gândit eu din timp, să-l pot modela. Deci cu făina vă reglați dumneavoastră cum vă place.
Și acum venim cu chichița rețetei. Într-un vas avem aici 150 de grame de zahăr. Venim cu 250 ml lapte fierbinte și 100 de grame de unt. Laptele fierbinte este să topim untul și zahărul. După ce am topit untul, mai adăugăm 250 ml de suc de portocală proaspăt. Puteți să folosiți și suc care găsiți. Important să nu fie din astea Fanta și alte prostii din astea care conțin tot felul de chimicale, care numai suc nu e. Așa, deci ne-am pregătit chichița rețetei și așteptăm un pic cozonacii noștri să crească. Deci i-am pus în tavă, mi-au ieșit 8 cozonăcei. V-am zis, modelul îl alegeți dumneavoastră, eu am să vă arăt cum lucrăm cu ei mai departe. După ce cozonacii au crescut, amestecăm un pic din compoziția asta de lapte cu unt, zahăr și așa mai departe și venim cu ea peste. Această soluție îi va face să fie foarte pufoși în timpul coacerii, să nu vă fie frică că se absorbe totul. Acum vin și cu ăștia alți doi, botezăm. Așa, și n-am terminat. Aici, în mijloc, facem un pic de loc la modelul care i-am făcut eu. În cazul în care formați alt model, vă gândiți unde să puneți dulceața. V-am promis că am să fac niște cozonaci atunci când am gătit dulceața de mandarine. Și le-am găsit acum momentul, se potrivește. Mandarina și cu nucă. Inițial se coc acești cozonaci, punem cuptorul la 140 de grade și ținem cam 15-20 de minute la 140, apoi mărim temperatura la 170 și în total îi coacem cam 45 de minute maxim. În funcție de cantitatea de aluat care o folosiți. Cu cât aveți mai mult aluat în cozonac, cu atât vă străduiți să nu măriți temperatura rapid, să-i lăsați să crească ușurel, să nu crape. De obicei cozonacul crapă atunci când îl grăbim. Mai pățesc și eu, să nu credeți că eu sunt ideală și nu fac greșeli. Din greșeli am și învățat. De-aia și vă spun din ceea ce greșesc eu. Și am observat ce se întâmplă. Când grăbim, lucrurile nu merg tocmai bine. Așa, i-am înfrumusețat și acum mergem cu ei la cuptor. Și acum venim cu o ciocolată albă. Bine, pasul ăsta nu este obligatoriu, puteți doar cu niște zahăr pudră sau puteți să-i lăsați așa, dar eu ați observat, nu i-am dat cu niciun ou, nimic și acum să le aducem un decor de sărbătoare. Și venim cu ciocolata albă, apoi venim și cu cealaltă. Și acum venim și cu ciocolata astălaltă și desenăm pe aici, pe acolo. Desenul el se face singur, nu necesită mare picturi pe aici, dar în felul acesta le dăm și noi o haină de sărbătoare. I-ați văzut deja la intro cum arată la atunci când îi rupim. Sper să vă placă și această rețetă, se gătesc mult mai ușor și sunt foarte gustoși.